În stradă, dacă vom merge, vom face următoarea chestie nebunească pe care n-am făcut-o niciodată și astăzi o vom încerca. Și vă sfătuiesc ca voi să nu o faceți, da? Ia uite, uite geamă aici, uite. Hai sus, 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 hai, sus, sus, fiiță. Hai, bravo. Mami, Erica, hai, de ce voi afară la bulgăreală? E așa de fain? Așa și da, am temele făcut și după. Distracția. Te miști mai repede cu atâta termin și poți să ieși și tu la bulgăreală. Ți-am spus, din păcate, anul ăsta până în aprilie, asta este, trebuie să tragi un pic mai tare. Păcat, e atât de frumos. Spor la teme, Erica. Odine s-a apucat să facă singur un om de zăpadă. Ia uitați-l, tati, ce faci? Băi, ce faci, băi, salut! Am făcut aici. Ce-ai făcut? Uite. Ia. Asta este omuletul tău de zăpadă? Da. Așa, doar cu un singur nivel? Da. Ai făcut un vulcan aici, tata. Da. Hai că te ajut eu să faci un om de zăpadă frumos, vrei? Apă, puțin. Ce vrei să faci? Hai că te învăț eu, vino încoace. Hai. Hai să-l învățăm pe Odine să facă oameni de zăpadă. Zăpada asta este atât de moale, încât e foarte greu să... Odine, ce e acolo, tati? Ia uitați ce a venit Odine. Dă un pic să-l văd și eu, te rog. E un țurțur mare. De unde l-ai luat? De la cățuri. Are Odine un țurțur în mână? Uite atât ai de mare. Arată la camera ta. Uitați cât este de mare. Nu rupe, nu rupe. Wow, dar de unde l-ai luat, tati? De la cățuri. Uite că mai e unul acolo sus. Dar haideți să continuăm omul de zăpadă. Deci, Odine, fii atent. De viață. Fii atent. De viață. De viață. Deci, fii atent. De viață. De viață. Avem? De viață. Am de rup. După ce am format... De viață. Bulgările astea de zăpadă. Deci Odine a găsit un țurțure foarte mare cu care se joacă de-a vrăjitorul înghețurilor. Și mă îngheață și mă dezgheață ori de câte ori vrea el, din câte se pare. Îngheață. Acum nu mai pot să te dezgheț. Așa. După ce am format acest bulgăre de zăpadă, îl luăm și îl tăvălim până facem unul mai mare și începem, uite așa. Tati, mă ajuți tu? Nu. Nu mă ajuți? Uite așa facem la bulgările de zăpadă. Cam așa e omșorul nostru de zăpadă până acum. Dar să știți că zăpada asta nu ne ajută absolut deloc, pentru că este atât de făinoasă, încât a trebuit să mă ajut așa cu lopata. Uite, am și crăpat-o. Deci am crăpat-o, apăsând cu piciorul aici. A făcut trâc. Îi punem mânuțele, ochii și o pălărie, da? Ce pălărie? Îi punem aici o pălărie așa pe cap. Dar cum? Hai că ți-arăt imediat. Hai. Avem aici un mănunchi de crenguțe. Oh, uite, din prima. Asta e o mânuță. Am găsit-o și pe a doua și mergem să... Sasha, ce faci, Sasha? Ce faci scandal tu? Vrei afară? Ia, cum pui? Unde? Așa, una acolo. Și una în partea cealaltă. Așa, acolo. Trebuie să-i facem ochii. Îi dai pe-ai tăi? Uite așa. Hai să căutăm și ochișorii să-i... Și cu nasul, da? Nasul din ce-l facem? Morcov. Am găsit un morcovel pentru nas. Ține-o, Odine. Pune-i nasul. Unul mai mare n-am găsit. Las că-i pun și ăsta. S-a spart capul în trei. Nu cred. Unu, doi, și 3. Eu v-am spus că zăpada asta ne-a dat bătăi de cap, dar nu m-ați crezut. Ce ai făcut, tati? I-ai spart capul omului de zăpadă. Când să-i pui năsucul? Aoleu! Hai că încercăm să-l facem din nou. Am refăcut capul omului de zăpadă, cumva. Stai că te ajut eu. De data asta are capul mult mai mic, dar dă un pic. Stai puțin, acum. Poți? Acum îmi trebuie niște zăpadă. Ia! Îți trebuie niște zăpadă ca să-l fixez. Uite. Hai să punem așa. Ouleu, stai că iar pleacă. Lasă-l. Ochii din ce? Ochii? Din două pietricele sau cărbune.
ochii până la urmă nu vor fi nici din cărbune, nici din pietricele, ci va fi o scoarță de copac. Hai. Uite, punem unul aici și unul în partea asta, aici. Oh, cade nasul, cade nasul! Oh, oh, om de zăpadă în pericol. Îi cade și capul de acolo. Vai de mine! Gata! Și omul nostru de zăpadă este gata, uitați! Ta-dam! Asta este omul nostru de zăpadă. Cam urâțel ce-i drept, adică da, e frumos așa în felul lui, numai că este mic. Dar așteptăm să se mai topească așa un pic zăpada, să se mai umezească, ca să poată fi modelată și să facem un om de zăpadă mai mare, din 3 bulgări mari de zăpadă. Acum, hai să mergem cu Sania. Vrei să mergi să te plimbi cu Sania? Da. E, atunci să mergem să-l plimbăm pe Udine cu Sania. Hai da! Săniuța verde! Vom face următoarea chestie nebunească pe care n-am făcut-o niciodată și astăzi o vom încerca. Și vă sfătuiesc ca voi să nu o faceți. Am să-l iau pe Odine și am să-l duc cu bicicleta. Bicicletă, iar Odine va fi agățat aici de spatele bicicletei. Oh, no! Undeva în spatele casei, pe unde nu circulă mașini. Deci, cum vă spuneam, pentru că noi aici la bunici nu avem dealuri, ca să ne putem da cu Sania și să alunecăm la vale, am să le iau pe Odine așa într-o plimbare. El acolo și eu aici pe bicicletă. Oh my god, sper să meargă bicicleta pe zăpadă. Ai emoții, tati? Nu. Nu? Hai să vedem ce ne iese. Cuțule, ce faci, băi, cuțule, băi? Ții acolo. Ia uitați cum ne plimbăm cu Sania. Eu pe bicicletă, Odine pe Săniuță. Și merge. Merge, băi, nu pot să cred. Deci prea tare faza asta. Tati, cum este? A? Cum este tati pe Sanie? Foarte. Îți place? Am avut o idee bună? Super! Haideți să vedeți cum se procedează. Odine acolo în spate, ține telefonul, filmează și eu... Deci, am ajuns destul de departe și nu mai pot, am obosit, cred că o să ne întoarcem. Lui Odine îi place foarte mult acolo în spate, însă eu am cam obosit aici în față. Să știți că nu este atât de ușor, trebuie să fiu foarte atent, mai ales că acum că pedalez și țin ghidonul doar cu o singură mână, fuge roata, alunecă. E destul de complicat. Important este că îi place lui Odine. No, gata, ne întoarcem. Tati, eu nu mai pot. Am ajuns prea departe. Atunci, hai să ne întoarcem. Ne întoarcem, uitați. Efectiv, suntem în câmp. Nimic, nici așezare în jurul nostru. Soarele e acolo care ne luminează calea. Și cam atât. Și dacă vreți să știți, îl duc și cu viteză. Uhuhu! Oh! Când filmez nu-i bună treaba. Când filmez nu pot ține telefonul, nu pot controla ghidonul și risc să cade pe bicicletă. Gata, hai să ne întoarcem. Băi, hai să ne întoarcem spre casă, băi. Ne ducem acasă, nu mai pot. M-au luat toate căldurile. Asta da aventură. Merge mai cu viteză! Wow! Ai ce v-am spus? Când încerc să merg cu viteză, întâmpin probleme. Nu mai pot! Abia trebuie să ajungem acasă și mai avem o grămadă. Satul e acolo departe! Cât este de departe satul? Mamă! Și acum urmează o mini vale. Aici, uitați-o. Hai să o coborâm. O tine să nu mă întrești, da? Deci este foarte distractiv
pentru Odine. Nu mai pot. Nu mai pot. Am ajuns acasă și am rămas fără puteri. Gata. Tu ce ai, mă? Tu te-ai răsturnat? Ridică-te. Te chiar nu mai pot. Hai sus. Bună ziua. Ce ce mă peste drum? Gata, am băgat bicicleta la loc. Sunt epuizat, nu mai pot. Odine s-a stat la omului de zăpadă. Și știți ce vreau eu să fac? Ia uitați. Să o vedem pe Sasha cum aleargă prin zăpadă. Da. Ia uite, ia uite. Uite, vezi? Ți-am zis că nu-ți face nimic la omul de zăpadă. Hei! Sus, hai, arucă-l tu, arucă-l tu. Hai, sus, sus. Înainte când i-aruncam așa în sus, sărea cu totul, acum nu mai poate. Nu mai poate că e bătrână. Hai, Sasha, vină cu ace. Sasha, hai, fiță. Hai, fetiță, vină cu ace. Ia, ia, Sasha, ia. Te-am păcălit. Bravo, fetița. Bravo, fată, bravo. Ai zis-o cu sare? Dar înainte sărea cu tot. Efectiv, își dezlipea picioarele de la pământ și sărea așa și de hanț. Nu mai poate, e bătrână de-a tati. Cred că ar trebui să părăsim omul de zăpadă și să mergem în casă să mâncăm. Da? Hai. Hai că nu pățește nimic dacă stă afară. Acum deja se face mai frig și nu se mai topește. Nu-i mai cade nasul. Uite, i l-ai pus bine aici, văd pe poziție. Și nu pățește nimic, da? Hai să mergem. Eu mă duc în casă. Nu. Ba da, am plecat. Hai, vino și tu. Eu nu mai pot, am obosit. Plimbarea asta cu bicicleta, v-am spus. Efectiv, m-a dat gata. Nu mai. Energie zero.